Alegerile parlamentare 2020 au loc pe 6 decembrie, dată la care românii sunt așteptați la urne să aleagă pe deputații și senatorii din Parlamentul României pentru următorii patru ani. Ca și alegerile locale din toamnă și alegerile parlamentare se vor desfășura în condiții speciale, impuse de actuala stare epidemiologică. În urma scrutinului, de duminică 6 decembrie vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Conform autorității electorale permanente, numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul Electoral la 31 octombrie este de 18.981.242, cu 2012 mai puțini față de ultima informare realizată la sfârșitul lunii septembrie. În străinătate, aproape 40.000 de români din diaspora au cerut să voteze prin corespondență la alegerile parlamentare. Cele mai multe cereri au venit de la românii din Marea Britanie, Germania, Italia și Spania, la fel ca la alegerile locale. Campania electorală pentru scrutinul parlamentar s-a desfășurat cu măsuri speciale impuse de pandemia de coronavirus. Astfel, în cazul evenimentelor derulate în spațiu închis, a fost impusă limita de participanți la cel mult 20, iar în cazul celor care au loc în aer liber, la cel mult 50. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din 2020 a crescut față de alegerile precedente din 2016. Listele actuale conțin 7136 de candidați, comparativ cu 6476 în urmă cu 4 ani. În urma scrutinului de duminică decembrie, 136 de candidați vor deveni senatori și 329 vor fi aleși deputați. Un deputat reprezintă 70.000 de locuitori, în vreme ce un senator, 160.000 de locuitori. Legea spune că alegătorii trebuie să aibă acte de identitate valabile în ziua votării. La intrarea în secția de vot se va lua temperatura fiecarei persoane. După exercitarea dreptului de vot, alegătorul își va aplica singur la indicația și sub supravegherea membrilor biroului electoral al secției de votare, timbrul autocolant cu mențiunea VOTAT. Pentru pentru alegerile parlamentare 2020 din 6 decembrie, în întreaga țară au fost organizate 18.802 secții de votare, iar în străinătate se poate vota în 748 de secții.